Iuliana vorbea cu fetele despre Vlad și întrebau acestea câți ani are el. Iuliana a spus că 26, în același an, an cu ea este născut, unul în ianuarie și celălalt în februarie. Și povesteau fetele că l-au văzut foarte emoționat pe Vlad după acel sărut. Iar apoi Laura a spus că într-adevăr și ea l-a plăcut pe Vlad la început, însă mai apoi S-a gândit că are 26 de ani și poate nu este atât de pregătit pentru ceva serios, implicit, pentru o căsătorie. A continuat să vorbească despre Vlad și impresiile ei legate de el de la începutul intrării lui în casa Mireasa, însă, din păcate, sunetul s-a oprit. Și, apropo, discuția despre Vlad a Laurei cu fetele era uh, cu Iuliana de față, dar nu cred că a fost vreo supărare. Pur și simplu a spus ce a gândit ea atunci.